Bună seara! Numele meu este Cristian Măgură, sunt director de programe la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Am întârziat puțin în această seară, dar ajungând totuși pe final, am reușit să mă conectez la energia discursurilor, la entuziasmul dumneavoastră. Sunt contagioase. Pentru că suntem la finalul acestei întâlniri și vreau să vă împărtășesc doar câteva gânduri, câteva frământări care mă însoțesc în fiecare zi. În anii 90, la începutul anilor 2000, am privit cu toții toate oportunitățile tehnologice ca pe niște binecuvântări uriașe pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Erau atunci perioade în care se făceau primele transmisiuni în direct, primele streaminguri online. Repet, priveam aceste oportunități ca fiind marile binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru mass media religioase din România. De-a lungul timpului ne-am familiarizat cu aceste tehnologii, chiar și cu noile tehnologii. Cele mai multe biserici din România au astăzi streaming online. Predicile sunt accesibile pe internet, pe aplicații, pe telefoane, oriunde. Dar aș vrea să amintesc și să lansez o provocare nouă. Dincolo de acest entuziasm, dintr-un defect profesional, pentru că la bază sunt jurnalist, mă uit pe cifre, analizez statistici, ceea ce se întâmplă în România, în Europa, dar ceea ce se întâmplă și în Statele Unite ale Americii. Este, repet, contagios entuziasmul, activismul, militantismul religios. Totul este contagios. Dar în același timp, cifrele indică o direcție, o anumită răcire a spiritualității. De aceea, marea provocare a noastră, a noii platforme, este să găsim acea înțelepciune pe care numai Dumnezeu ne poate oferi, de a ajunge să vorbim acestei societăți și mai ales tinerilor, așa cum se spunea despre Mântuitorul. Nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Să vă ajute Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să vă călăuzească pașii și să fiți o voce între multe alte voci din România, dar o voce proeminentă. Amin.